În videoclipul de astăzi, băieți, voi juca 5M fără hack pentru prima oară după o grămadă de timp, băieți. Dar știu, n-am mai jucat 5M fără hack de foarte mult timp și m-am decis să o fac pentru că why not, bro? Și cu ocazia asta o să fac și o prezentare unui server de 5M practic. Suntem pe No Limit România Roleplay, oameni buni, în videoclipul de astăzi și este un server de advanced roleplay practic, adică este hard roleplay, este un roleplay foarte, foarte strict, se bazează pe roleplay, este un roleplay serios și în acest videoclip voi prezenta serverul, oameni buni. Deci acțiunea este situată în Paleto și Sandy. Tema este cât mai apropiată de realitate, cu anumite reguli stricte, tocmai pentru a menține un roleplay cât mai serios și cât mai bun, băieți. Și acum, băieți, vom merge aici practic la showroom, dar înainte să începem ca lumea, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like și să vă abonați, bineînțeles, dacă sunteți noi pe acest canal. O să apăsăm aici frumos, băieți, pe U ca să închidem motorul, deci de pe U pornim / oprim motorul. Hai să vedem, băieți, am găsit showroom, mi-a arătat acest băiat. Deci avem aici, băieți, Aston Martin, aparent. Dacă dăm click pe o mașină, ar trebui să ne încarce, da. Bă, de ce e așa întunecat? Asta e întrebarea, doar că, uite, frate, putem să dăm cumpără sau drive test sau go back și exit. Ok, hai să dăm un drive test, dar nu vreau la această mașină, vreau la altă mașină. Uitați, deci au aparent o grămadă de mașini, o să dau scroll în ce ca să puteți să vedeți, băieți, adică aveți mașini de ales la greu, frate, e imposibil să nu găsiți ceva ce să vă placă. Bănuiesc că au, bă, cred că 99% din mașinile pe care le doriți voi, adică 100% cred că le găsiți aici pe server, așa că haideți să vedem, băieți. O să încerc un Ferrari F12, ia să vedem, băieți, cum arată F12-ul ăsta. Hai să vedem, dăm drive test, hai să vedem, băieți, cum se aude, adică are și sunet custom la motor și astea, hai să vedem cum se conduce, cum se controlează. Ok, aparent am început să conducem, băieți, dar nu știu pentru cât timp avem acest drive test, hai să vedem, băieți. Mamă, se aude blana o srobă, bro, se aude ca lumea rău motorul, sincer. Mamă, și se controlează bine rău, bro, adică uitați-vă și voi, băieți, ce mod de grafică mișto, băieți, direct de pe server, adică mă jur, bă, chiar e top rău. Da, nu știu, o să vedem cât timp. Ok, uitați, deci aparent mi l-a luat, vrea un Lamborghini Huracan. Ok, a pornit, ia. Ia, mă, că se aude țiplă, băieți. Mamă, cum se aude, să mă bată mama, dă nu. Bă, se aude bine rău, bro. Se aude top. Ia, uite, și prinde 250, lejer, 260, 270. Mamă, ia, frânează, mamă, dar frânează cam greu, bine. Și la viteza aia e greu, frate, să frânezi. Ok, băieți, acum o să vă prezint ceva joburi, doar că înainte să vă prezint joburile, vreau să vă spun că economia este una de tip hard, gândită pentru a evita un wipe pe viitor, adică pentru câțiva ani buni. Nu vor exista probleme cu wipe-urile și chestiile astea, pentru că este gândită bine economia. Este simplă, frumos, dacă se duce capul și ești deștept, băieți, și dacă investiți în caracterul vostru in-game, cu siguranță veți face foarte mulți bani și o veți duce foarte, foarte bine practic. Hai să vedem, oameni buni. Ok, băieți, mergem aici frumos pe capa, dăm la GPS și ar trebui să găsim aici joburile. Hai să mergem să vă prezint McDonald's. Ok, băieți, și aparent ownerul mi-a spus că pentru început veți putea face doar câteva joburi, adică doar Mac, șantierist și șofer de autobuz, băieți. Așa că haideți să mergem la Mac, bă, frate, bă. N-am auzit de jobul ăsta pe niciun server, oameni buni, și așa că sunt curios cum este. Ok, oameni buni, hai să intrăm aici Mac frumos să vedem ce putem să facem în acest McDonald's, băieți, că ne angajăm aici frumos la McDonald's. Ok, bănesc că de aici ne angajăm sau ceva. McDonald's Showman. Ok, hai să dăm pe McDonald's. Bă, și bănuiesc că acum lucrăm la McDonald's, nu? Hai să vedem și cum funcționează jobul, pentru că asta mă interesează, frate, sincer. Ok, colectează meniurile și sucurile după livrez 0 din 1, ok. Deci întâi trebuie să cumpărăm, bănuiesc, astea sau ceva, să le producem. Hai să vedem, bănuiesc că de aici le producem sau ceva. Începe să iei cartofi prăjiți, începe să iei cola mare și începe să iei meniu Big Mac. Ok, hai să vedem, băieți, o să iau astea și o să revin după ce am luat. Uitați, este cu timer, frate, frumos, frumos rodat tot. Chiar e super, super mișto, mă, frate, adică uitați-vă și voi, băieți, ce mapping au băieții, mă, adică e super, super șmecher serverul până acum. Chiar m-a atras, sincer, și, bă, dacă m-ar interesa să mă joc pe un server de roleplay, chiar m-a jucat pe ăsta, sincer. Adică, pe bune, bă, frate, e ceva serios, e ceva top, rău de tot, și mapping-ul și absolut orice. Până acum chiar e nota 10 de la mine până acum. Hai să mergem să livrăm astea, să vedem ce ne dă, ne dă bani sau cât ne dă și chestii de astea. Hai să vedem. Ok, hai să mergem aici să vedem. Bănuiesc că aici se predă mâncarea, se dă mâncarea, garaj, casă, nu. Bănuiesc că la ușă trebuie să mă duc. Intrare, casă, nu. A, uite aici, given. Frumos le-am dat. Trebuie să așteptăm, băieți, facem aici, ne dă banii, bănuiești și chestii de astea. Ok, am primit 30 de ron, 20, 90. Bă, uite că e pe lei, e frumos. Este economia hard și de asta ne dă așa puțin, doar că, bă, frate, dacă știți să vă jucați și chestia asta, cu siguranță veți ajunge acolo în top, să aveți mașini și chestia asta. Uite, deci acum ar trebui să mergem practic mai încolo să mai livrăm, doar că hai să testez și alt job, băieți. Hai să testez și alt job, pentru că nu mai are rost să fac la ăsta. Ok, băieți, aparent am ajuns și aici la șofer de autobuz. Interesantă locație. Hai să ne dăm jos. Ok, hai să vedem, o să spunez acum un ăsta. Cumpără, bănesc. Ok, 0 dolari este gratis, deținute, autobuz. E pentru a începe tura. Ok, hai să vedem. Ia, mă, și ăsta are sunet de ăsta custom. Ia, mă, ce steguleți are cu România și Uniunea Europeană, lol. Mă, stai că nu prea știu să manevrez autobuzul ăsta, e cam greu de condus. Ok, hai să vedem, luăm la stânga aici.
Luăm la dreapta primul checkpoint. Hai să vedem locația aproximativă. Uite că îmi scrie acolo. Trebuie să așteptăm, adică practic nu faceți nimic, așteptați. Și următoarea, și următoarea locație, ok. Deci trebuie să ne ducem, practic să trecem prin astfel de checkpoint-uri și na, la final vom primi bani. Acum nu o să vă arăt vouă cum fac toată tura. Mai multe veți descoperi și voi dacă jucați pe server, practic. Ok, și acum o să merg în celălalt oraș. Sunt curios, care e faza? Când ești în oraș, au ceva băieții de asta, vamă sau ceva? Hai că vedem acum, băieți. Am scos misiunea aia. Ai activat misiunile. Nu, vreau să dau off, bro. Vreau să dau off. Mamă, sper să nu fie nimeni să intru, că merg cam haotic rău de tot. Mamă, uite cum se duce, bro. Uite cum se duce, efectiv, cum fuge. Deci n-ai cum, nu poți să abandonezi misiunea, ok, apare, nu știu de ce, bănuiesc că trebuie să, la jobul ăsta nu se poate sau ceva. O, mai e poliția, sper să nu mă ia poliția, să mă bată amadă, nu? Ok, apare, nu m-a luat, e bine. Mamă, și uitați-vă și voi, băieți, cum arată, bă, deci uitați-vă și voi ce grafică insane, bro, mă jur. Uite, mi s-a anulat ura, ok, hai că e bine. Bă, zici că nu mă joc GTA, bă, să-mi bat piciorul, dacă trec pe aici, bă, mi se pare că nu cunosc, mă, frate, mă, mă jur. Mamă, uitați-vă și voi ce pop. Ce popuri de alea nebune are. Wow, wow, ușor, ușor. Aici e vama sau ceva gen. Punct de control sau ceva, bănuiesc. Uitați-vă cum arată frumos. Hai să trecem mai departe. Mamă, și trage bine rău de tot, mă, frate, mă. Și haideți să vedem, mă, băieți, dacă putem să strângem minim 400 de like-uri la acest videoclip fără 5M hacking. Mamă, uitați-l și voi pe ăla. Nebunie totală. Bă, dacă strângem 400 de like-uri sau, hai să zic, 300 acolo, ar fi bombă rău de tot. Hai să vedem dacă putem să facem 300 de like-uri măcar, hai să zicem, ca să nu cer 400, că e cam mult. Ok, trebuie să o la dreapta pe aici. Wow, 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 s-a dus cam tare, s-a dus cam tare. Mă, uitați-vă și voi, bă, ce bine arată, mă, frate, mă, orașul, bă, să-mi va piciorul, dar nu. Mă, ce asta? Uitați și voi, mamă, bă, drum în construcție, bă, ești nebun. Mamă, bă, dar băieți au mapin ca lumea rău, adică, pe bune, uitați-vă și voi, băieți, mă jur. Mamă, nebunie maximă, bă, n-am mai văzut așa până acum, să-mi va piciorul, dar nu. Ok, și pe aici arată bine, la fel. Frumos, hai să vedem. Aici e poliția română, frumos. Bă, chiar arată bine rău de tot, frate, ce să zic. Hai să mai mergem o dată și prin Sandy. Ba nu, prin Paleto, că ăsta e Sandy, bănuiesc, nu? Sau nu știu nicio exact. Ok, hai să mergem în celălalt oraș ca să vă arăt și pe acolo cum, cum arată orașul și... Na. Ok, băieți, aparent am vorbit cu unul acum care mi-a dat și repair la mașină. Bă, și au un job, băieții, culegător de portocale sau ceva, stângător de portocale, bă, frate, bă, e un job nou, a zis, și hai să vedem cum arată, băieți, jobul. Deci vedeți și voi locațiile de aici frumos, care sunt pe server, și o să merg și o să am și eu grijă să nu mai izbesc așa tare, frate, pentru că, bă, dacă mă mai izbesc așa tare, cred că e clar, frate, deci mă jur, bă, deci la viteza asta e greu să o mai controlez, ușor, 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 frate, ușor pe aici, ușor, că să mă bată mama, dar nu, e clar cu mine. Ok, băieți, deci aparent am aflat, avem jobul practic și acum trebuie să mergem la copaci ăștia și apăsăm pe practic și așteptăm să culegem portocalele și voi reveni după ce le-am cules ca să vedeți și voi cum arată. Ok, deci după cum veți am cules 3 portocale, deci aparent aveți ceva puțin de așteptat acolo și după ce așteptați practic vă dă portocalele și hai să vedem ce trebuie să facem, să le vindem sau chiar nici eu nu știu, hai să vedem, băieți, o să mergem acolo la intrare, practic la ușă, că bănuiesc acolo pot să fac ceva cu ele sau chestii de-astea. După ce ați muncit acum, va trebui să apăsați pe F pentru a ieși din tură, am apăsat F de mai multe ori ca să fie sigur. Și acum, ci că este o tarabă sau ceva gen și le putem vinde, hai să vedem, băieți, unde este taraba, ci că se află lângă o benzinărie, mi-am pus acolo pe GPS să vedem unde se află. Și hai să vedem, oameni buni, unde se află această tarabă ca să vindem, practic, portocalele și să primim bani. Și a zis că primim în jur de 20 de lei, parcă, sau ceva gen, mi-a zis helperul sau ce era admin. Hai să vedem cât primim, practic. Uitați, cred că asta este taraba, bănuiesc. Ok, fac o românească aici, nu trebuie să faceți la fel ca mine, că aici e linie continuă, dar doar că nu m-a văzut nimeni. Hai să vedem, dau în spate puțin. Aia nu mai dau, că fuge mașina asta rău și mie că e într-un gard cu ea și n-am chef, sincer. Ok, hai să vedem dacă aici se vinde. Ok, apare, mi-a apărut aici, apăsăm pe E. Și vindem portocalele. Băi, de ce nu merge? Portocalele, deci aparent trebuie să scriem câte portocale. A, gata, am găsit, mersi. Uite, ai o comandă slash vape dacă vrei să prezinți. Slash vape. Ok, am slash dat. Slash vape start și... Start, da. Dar din nou un pic mai aici. Ok, hai să vedem, băieți. Dacă apeși pe ei, îți fumează. Îți scoate fum. Nu, am apăsat, dar aparent... Nu merge. Ți-a apăsat un pic. Așa, gata. Și după ca să oprești, scrii slash vape stop. Ok. Super, super, da.
Uitați, băieți, cum arată și benzinăria pe aici, nebunie maximă. Hai să vedem cum arată și prin oraș. Adică uitați-vă și voi, este custom mapping la greu, frate. Este mapping la greu, frate. Deci este mapping custom la greu și e super, bă, frate, bă. Chiar îmi place serverul, bă, deci mă jur, mă, băieți. Bă, și dacă vă uitați, chiar se vede, frate, că e lucrat, că e muncit serverul, frate. Chiar se merită să vă apucați pe el, băieți. Deci cam asta este concluzia. Este un server bine lucrat, făcut ca lumea, cu scripturi mișto, joburi, chestii unice pe care nu le-am văzut pe alte servere, cel puțin eu care nu mă joc. Și da, băieți, veți avea toate detaliile legate de server, server de Discord, cum să vă conectați și chestii de astea în descriere, oameni buni. Și cam atât a fost și cu această prezentare. Eu am fost Kai și ne vedem data viitoare. Salut!